Lăudat și binecuvântat să fie în numele Domnului. Iubiți frați pastori, slujitori, stimate frate Grigore Creța, aș vrea să-mi exprim mulțumirea de a fi primit această invitație și de a putea avea părtășie împreună cu dumneavoastră. Am mai fost în Paris de câteva ori, am vizitat înainte această biserică. Și aș vrea să vă spun că slujirea dumneavoastră, lucrarea care se desfășoară în mijlocul dumneavoastră, este apreciată de toată frățietatea. Întotdeauna auzim lucruri frumoase despre felul în care dumneavoastră vă închinați, despre felul în care dumneavoastră păstrați credința și despre felul în care reprezentați cu cinste lucrarea lui Dumnezeu și mi-aș permite să spun, identitatea noastră de români penticostali. Pentru că am primit o credință vie, sfântă, dreaptă, curată, pe care trebuie să o păstrăm și pe care trebuie să o promovăm. Vă salut cu drag în numele Bisericii Elim din Chicago, salutul nostru este Harul și Pacea Domnului, și, de asemenea, în numele Uniunii Bisericilor Române Pendicostale din Statele Unite și Canada, salutul nostru este harul și pacea să vă fie înmulțite. Și ne rugăm ca Dumnezeu să facă lucrul acesta cu dumneavoastră și în viața dumneavoastră. Previților, aș vrea să continui subiectul pe care l-am început aseară într-una din bisericile dumneavoastră surori. În Coloseni, capitolul 1, găsim învățături, principii, doctrine ale împărăției lui Dumnezeu. Și este foarte important să înțelegem aceste doctrine, să înțelegem aceste principii și să trăim în virtutea lor. Pentru că, nu-i așa, atunci când ați venit în Franța, noi când am ajuns în America, primul lucru pe care l-am făcut, am învățat câte ceva despre țara unde urma să locuim. Să știm care sunt legile, cum se circulă, ce avem voie și ce nu avem voie, pe unde avem voie și pe unde nu avem voie. Nu i așa dacă te duci într-o țară și nu-i cunoști legile și nu-i cunoști principiile, foarte ușor te poți încurca. Nu știu aici, dar în America există o lege nescrisă. Ignoranța nu este o scuză. Nu poți să te duci și să spui, „Domnule, eu vin de undeva din România, dintr-un sat îndepărtat, am venit și eu în țara asta, n-am știut că așa este la voi. E datoria ta să te informezi, încă înainte de a ajunge într-o țară, și să știi câte ceva despre modul în care funcționează lucrurile acolo. Noi am plecat în 1987 care refugiați religioși și am ajuns în Italia, ne-au ținut două săptămâni. Și timp de o săptămână, în fiecare zi, ne-am dus la școală. Și am avut o profesoară care ne-a învățat cum stau lucrurile în America. Bine, când am ajuns în America, au fost multe alte lucruri de învățat, dar am intrat într-o comunitate românească care imediat ne-au spus, vedeți că trebuie să mergeți acolo să faceți actele astea, vedeți că trebuie să mergeți acolo, nu aveți voi așa, trebuie așa, pe acolo se poate, pe aici nu se poate, sunt câteva legi noi de circulație. Și a trebuit să ni le însușim și să le învățăm ca să putem funcționa, să fim funcționabili în acea cultură, în acea societate. Să știți că și Dumnezeu are o împărăție și spuneam aseară printre principiile împărăției lui Dumnezeu este principiul strămutării. În Corinteni, în capitolul 1, versetul 29, 13, spune el ne-a izbăvit de suputerea întunericului și ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei lui. Actul acesta al strămutării este un act de brutalitate împotriva împărăției întunericului, pentru că împărăția întunericului nu dă voie de bună voie omului să iasă din această împărăție a întunericului. Împărăția celui rău îi ține pe oameni cu forța ca pe niște cadavre, spune că toată lumea zace în cel rău, Spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a afectat prin păcat și a introdus moartea în trupurile lor și ține sub teroarea morții. Și oamenii nu au capacitatea să iasă din această împărăție prin puterile lor. A venit Domnul Isus Hristos pentru ca să facă posibilă această strămutare dintr-o împărăție în alta și doar prin acțiunea lui biruitoare. În a treia zi, când a înviat din morți și când a câștigat dreptul nostru de a deveni cetățenia împărăției lui Dumnezeu, prin actul acesta s-a făcut posibilă strămutarea noastră. S-au deschis porțile închisorilor spirituale în care eram. <coughs> Acum, în tot capitolul acesta, și n-am să-l citesc, dar am să folosesc mai multe versete din el și din alte pasaje biblice, sunt șapte principii ale împărăției. Am să mă opresc la câteva dintre ele, sunt extrem de conștient de faptul că este o zi de peste săptămână și Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Știu că mulți dintre dumneavoastră, pe mulți, vă așteaptă o zi grea mâine. Aș vrea să apreciez din toată inima amabilitatea fratelui Pastor care mi-a oferit foarte mult timp și eu am să iau cât pot de mult din timpul ăsta, dar gândindu-mă și la dumneavoastră, mai ales că noi vom fi și peste weekend împreună. În seara aceasta aș vrea să parcurg ca o introducere toate cele șapte principii, pentru că seară după ce am încheiat predica și am vorbit probabil numai despre vreo două sau am început și despre al treilea, cineva a venit și a spus, frate, măcar să ne fi spus și nouă, care sunt toate șapte? Zice că mă știm că sunt șapte și am auzit numai de trei. O să vă prezint toate șapte la început, doar o enumerare, după care vom parcurge câteva dintre ele. Am vorbit despre doctrina strămutării. ăsta este primul principiu al împărăției lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu poți să intri dacă accepti ca Domnul Isus Hristos să te smulgă din acea împărăție, dacă întinzi mâna spre El și El te smulge din acea împărăție, în ciuda opoziției dușmanului și te așează în împărăția luminii sau în împărăția dragostei fiului său. Doctrina strămutării înseamnă că intri într-un proces de învățare acestor principii ale împărăției și să știți că marea majoritate, ca să nu zic toate pildele Domnului Isus Hristos, stabilesc principii ale împărăției, vorbesc despre viața în împărăție ne documentăm, învățăm din ce în ce mai mult, pentru ca să știm cum să trăim în această împărăție și să fim demni de împărăția din care facem parte. Un alt lucru pe care l-am înțeles este că împărăția lui Dumnezeu nu este aici sau acolo, nu este un teritoriu pe o harta a lumii, ca să o arăți cu degetul și să spui aici sau acolo, ci este în noi, spunea Domnul Iisus Hristos. Noi facem parte din împărăție pentru că împărăția lui Dumnezeu este în noi. Apoi împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, nu are de-a face cu lucrurile materiale, ci este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Și aici este foarte important de subliniat acest lucru, pentru că există erezii curate în vremea noastră care ne spun că noi putem întemeia împărăția lui Dumnezeu aici pe pământ. Și că putem să ungem cu un delem clădiri, putem să înconjurăm clădiri ca la Erihon, s-au dus până la Națiunile Unite și au făcut lucrul ăsta, crezând că Dumnezeu are nevoie de pietrele, fiarele și asfaltul din lumea aceasta ca să-i aparțină. Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu va fi pe pământ, dar nu va fi instaurată de noi, va fi instaurată de Domnul Isus Hristos, în timpul Domniei de 1000 de ani. Atunci toate ei vor aparține lui Dumnezeu. Acum, noi consumăm energia pentru niște lucruri utopice, crezând că putem să punem stăpânire pe guvernele, pe clădirile, pe instituțiile lumii, când de fapt Dumnezeu ne-a trimis să câștigăm sufletele oamenilor pentru Dumnezeu și pentru împărăția Sa. Ei, noi, în loc să ne ocupăm de asta, începem să proclamăm anumite clădiri de pe Pământ. Nici de cum. Noi am construit recent o biserică frumoasă, zic eu, dar le-am spus la frați, fraților, am făcut ceva frumos pentru că era urât să spunem am construit o biserică și să fi construit o biserică urâtă. Nu-l onoram pe Dumnezeu. În al doilea rând, am făcut o biserică cu facilitățile de care avem nevoie pentru ca adevărata biserică a Domnului să poată avea tot ce îi trebuie, să aibă la dispoziție toate facilitățile necesare pentru a-și desfășura activitățile. Dar biserica nu sunt zidurile. Biserica nu sunt încăperile. Biserica sunt sufletele oamenilor care îl cunosc și îl slujesc pe Dumnezeu. Ăsta e principiul strămutării. Apoi, a doua doctrină sau al doilea principiu este doctrina răscumpărării, despre care vom vorbi puțin în această seară. A treia doctrină este doctrina împăcării, pentru că noi nu intrăm în împărăția lui Dumnezeu din poziția de victime, ci din poziția de dușmane ai lui Dumnezeu. Noi suntem vrăjmașii lui Dumnezeu. Știți că este un verset care spune: Dacă atunci când eram vrăjmași cu Dumnezeu, El l-a dat pe Domnul Isus Hristos să moară pentru noi ca să ne mântuiască, cu atât mai mult acum, când suntem copiii lui Dumnezeu, cum nu ne va da împărăția lui Dumnezeu? Deci, noi nu suntem smulși din împărăția întunericului ca niște victime, ca niște refugiați ca niște oameni amărâți care niciodată n-am vrut să fim acolo. Nu! Noi suntem scoși pentru că vrem să renunțăm la un stil de viață care îl dezonora pe Dumnezeu, vrem să renunțăm la statutul de dușmani ai lui Dumnezeu. Uh, și atunci trebuie să vorbim, când intrăm în împărăția lui Dumnezeu și despre doctrina împăcării. Și versetele acestea să știți că sunt aici în Colosen capitolul 1. Dacă am vorbit de doctrina strămutării, am citit versetul 13, el ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei lui. Doctrina răscumpărării, versetul 14, în care avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor. Apoi, doctrina împăcării, versetele 19 la 21, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Și pe voi care odinioare erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, el va împăcat acum. Deci iată doctrina împăcării. Apoi, a patra doctrină a împărăției lui Dumnezeu din Coloseni, uh, capitolul 1, este doctrina înfierii. Uh, ne ia din poziția de vrășmași, dar nu ne face doar cetățenia împărăției sale. Noi suntem fii împăratului, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și de la versetul 15 spune, El este echipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domni, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el, el este capul trupului al bisericii, el este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, iată, cel din tâi are întâietate în naștere, dar prin el, primi, prin înviere, dar prin el noi primim nașterea din nou, pentru că în toate lucrurile să aibă Apoi, a cincea doctrină este doctrina întregirii versetele 24 și 25. Și despre această doctrină sper să vorbim puțin în această seară, ca să o înțelegem corect. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu după ispărvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu, doctrina Întregirii. 6. Doctrina Desăvârșirii. Versetul 22 și 23, și apoi 28. Prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui Sfinț, fără prihană, fără vină negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Versetul 28. Pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Isus. Și apoi a șaptea doctrină sau al șaptelea principiu al împărăției, doctrina moștenirii. Suntem moștenitori. Versetele 26 și 27. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și din toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei. Taine acestea între neamuri și anume, Cristos în voi, nădejdea slavei. Iată, noi suntem chemați să moștenim slava lui Dumnezeu. Vom începe vorbind puțin despre doctrina răscumpărării, apoi doctrina înfierii și, funcție de timp, doctrina întregirii. Doctrina răscumpărării. Ce înseamnă să răscumperi un lucru? Nu știu, probabil că vi s-a întâmplat și dumneavoastră cumva o proprietate la care ați ținut foarte mult a fost înstrăinată. A fost vândută. Poate că părinții dumneavoastră într-un moment de vulnerabilitate, când au fost Forțați de împrejurări, de exemplu, noi am avut o casă în România și când am plecat, am fost forțați să o vindem statului român. Ne-a dat mai puțin decât merita și decât am dat noi pe ea, dar așa a fost legea, ne-a dat cât ne-a dat, ne-a spus, hai, plecați de aici și proprietatea a devenit a statului. După Revoluție, ni s-a dat posibilitatea să o răscumpărăm. Am avut primii dreptul la răscumpărare. Problema este că deja acolo se instalase un unghi de al nostru, el plătise pentru casă și nu s-a mai pus problema. Dar dacă am fi ținut foarte mult la casa aia și voiam să o cumpărăm, depindea de preț. Acum, cine stabilește prețul? Prețul este stabilit de vânzător și negociat de cumpărător. Întrebarea se pune, cât de disperat este vânzătorul să scape de proprietate și cât de interesat este cumpărătorul de o anumită proprietate. Pentru că dacă cineva se duce să-și cumpere o casă și nu să o răscumpere, nu are nicio valoare sentimentală, spune, domnule, nu convine prețul la casa asta, se duce pe altă stradă și caută altă casă de cumpărat. Dar dacă vrei să cumperi casa părintească, o casă unde ai crescut, o casă unde ai investit timp din viața ta, nu te mai interesează cât de mult costă. Ba chiar încerci să nu-i spui actualului vânzător că ai un interes sentimental în casă, că ăla dacă prinde că vrei neapărat să cumperi casa, crește prețul. Pentru că prețul nu mai e stabilit de piață. Piața poate să spună, domne, e 100 de mii casa asta. Vânzătorul pune prețul 200, 300 de mii. Cât poate să taie de pe tine? De ce? Pentru că știe că îți ard călcâiele. Te frige la deget să o cumperi, să pui mâna pe proprietatea respectivă. Acum, una din marile nebunii ale Bibliei, în 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 18, ni se vorbește despre cele trei nebunii. Nebunia lui Dumnezeu, nebunia crucii și nebunia propovăduirii crucii. Nebunia lui Dumnezeu este că El e autosuficient, că El nu are nevoie de nimic și de nimeni, că diferența dintre El și noi este un infinit, că noi nu suntem nici măcar cât sunt furnicile pentru noi, comparați cu Dumnezeu, că suntem un fir de praf și psalmistul pe bună dreptate se întreba ce este omul ca să-l bage în seamă? ce -ți trebuie ție, Doamne, să ai de-a face cu niște reduși ca noi? Cu atât aminte cât să încapă într-o cutiuță, nici aia prea mare, și și acolo, cât lucrează din ea și când lucrează. Și Dumnezeu își face de lucru cu noi. I se merită lui Dumnezeu să investească așa de mult? Ascultați, frați și surori, Dumnezeu ne-a creat, El are drept de proprietate asupra noastră, El este creatorul nostru. Și când un artist, și Dumnezeu este artistul artiștilor, investește într-o operă, și noi suntem opera lui Dumnezeu, lucrarea mâinilor lui, există o conexie de suflet între artist și opera lui, între creator și ceea ce a produs inteligența lui și spiritul lui. Uh. Noi avem, am avut copii mici, acum toți copiii noștri sunt mari, avem nepoți și vreau să vă spun că indiferent cât de frumos era în casă, piesele de centru în bucătărie, prin sufragerie, erau desenele de trei parale ale fetelor noastre când aveau 5, 6, 7 ani. Bețe desenau, mama, tata, noi, din bețe ne desena normal, estetic nu arăta nici cum. Trebuie să fim realiști. Dar pentru că erau operele de artă ale copiilor noștri, nevastă mea le lua și le înfigea pe unde ți era dragul mai mare. Și acum avem cutii pline de compunerile lor, de greșeli gramaticale, nu vă mai spun, corecturi, cum scriu copiii. I-am spus odată la nevastă mea, zic, dacă, dacă, ai fi putut, tu păstrai și pereții pe care i-au zmângălit când au pus mâna pe creioane. Care-i valoarea unor asemenea hârtii? Că dacă aș veni la dumneavoastră să spunem, dai un euro pe hârtia asta, de la mine, că ar, am, eu dacă cumva ar fi înstrăinat, aș da și 100 de euro pe hârtie de a copiilor mei de când aveau 3 ani, 5 ani, 7 ani. Pentru că e o chestie sentimentală. Ei, Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea lui. Am fost o proprietate pierdută doar pentru că ne-a creat cu drept la voință proprie și că noi am ales să întoarcem spatele. De exemplu, copilul tău e copilul tău. Îl iubești și dacă e bun și dacă e rău. Și dacă te ascultă. Și dacă te supără, ba, chiar bag de seamă că vă rugați mai mult pentru ăia răi care vă supără decât pentru ăia buni care vă ascultă. Pentru că ăsta e caracterul lui Hristos care lasă 99 și fuge după cea rătăcită. Scumpii mei, doar pentru că noi am întors spatele lui Dumnezeu și am devenit rebeli prin neascultare, Asta nu înseamnă că Dumnezeu și-a pierdut interesul în noi. Asta nu înseamnă că Dumnezeu a renunțat la noi. Și îi mulțumim că n-a renunțat la noi, după cum niciun părinte nu trebuie să renunțe la copilul lui. Indiferent cât de departe a ajuns, nu-l mai bagă nimeni în seamă, nu mai are prieteni, nu mai are anturaj dar trebuie să aibă încă rugăciunile tale și dragostea ta și brațele tale deschise ca să se întoarcă acasă și să aibă unde să se întoarcă acasă. Interesant că tatăl fiului risipitor nu i-a dat voie să-și facă de cap în casa lui, dar a avut întotdeauna brațele întinse când își venea în fire și să se întoarcă, să aibă unde și să aibă la ce. Și asta a fost poziția lui Dumnezeu. Ei, cât de mult a plătit Dumnezeu pentru noi, este câtă valoare am avut noi în ochii lui Dumnezeu. Când Dumnezeu l-a dat pe Domnul Isus Hristos. L-a dat pentru că dacă toate valorile materiale din lumea asta, din universul ăsta, nu din sistemul nostru solar, nu din galaxia noastră, din tot universul cât de mare este, dacă toate erau cumulate și cineva le-ar fi putut converti într-o sumă oarecare, cu nu știu câte zerouri să nu încapă pe cer zerourile și cu unul în față. Prețul acela nu acoperea răscumpărarea unui singur suflet. Nu acoperea răscumpărarea unui singur suflet. Sunt două lucruri foarte importante pe care trebuie să le știm cu privire la răscumpărarea noastră. Vă aduceți aminte de agonia Domnului Isus Hristos din Ghețimani? Când a spus, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, dar totuși, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Fără aceste cuvinte, crucea lui Hristos ar fi fost incompletă și înțelegerea noastră cu privire la răscumpărare ar fi fost incompletă. Când Domnul Iisus Hristos a spus aceste cuvinte, ele au fost strigătul a trei mari adevăruri cu privire la persoana Domnului Isus și cu privire la jertfa Lui. Primul a fost strigătul naturii sale umane. Pentru că El trebuia să demonstreze că nu e o hologramă, că nu e o nălucă, că e în carne și oase ca ale noastre și că suferă ca om. Și când a spus. Tată, depărtează de la mine paharul acesta. Știți că una din primele erezii în Biserică este că Hristos n-a venit în trup. Și când Domnul a spus, depărtează de la mine paharul acesta, acolo erau cuiele, acolo erau spinii, acolo erau bicele, acolo era moartea. Și natura lui umană a ieșit la suprafață 100% om și a spus, nu mi le doresc, că era ca noi. Și instinctul uman de supraviețuire și de conservare a fost vădit în persoana lui Hristos și mă bucur că s-a văzut ca să se demonstreze că a fost om. Acolo a ieșit în relief umanitatea Domnului Isus Hristos. În al doilea rând, a fost un strigăt al divinității sale. Pentru că în paharul acela n-au fost doar cuie, spin, bătăi, răni, lacrimi, suferință și moarte. Acolo au fost păcatele tuturor oamenilor. Și Dumnezeu în natura lui desăvârșită, s-a schimonosit în fața acelor păcate pentru că el era Dumnezeu desăvârșit și sfânt. Și Biblia spune că într-o lumină strălucitoare Dumnezeu despărțit de păcătoși. El trebuia să înghită, să soarbă până la ultima picătură toate mizerile, păcatele, minciunile, stricăciunile oamenilor, să le ia asupra sa. Revolta naturii sale divine e vădită. Și mă bucur că Hristos a spus, depărtează de la mine paharul acesta, ca să se vadă că a fost Dumnezeu. 100% Dumnezeu. Dar în al treilea rând, motivul pentru care Domnul Iisus Hristos a rostit acele cuvinte a fost pentru ca să se vadă și să se știe că nu e alt preț și că nu e altă soluție pentru mântuirea oamenilor. Că atunci când fiul i-a spus tatălui, tată, dacă e o altă posibilitate, depărtează de la mine paharul acesta, vă garantez că dacă s-ar fi putut altfel, Dumnezeu în instantaneu l-ar fi luat în rai și ar fi apelat la cealaltă metodă. Când Domnul Iisus Hristos a spus, Tată, dacă este cu putință, răspunsul a fost, nu este cu putință. Prețul răscumpărării poate fi acoperit doar de infinitatea lui Dumnezeu, doar de Hristos, pentru că prețul este un infinit. Niciun om, niciun univers, Nimic nu poate strânge, cumula valorile și suma care trebuie plătită pentru mântuirea unui singur suflet de om. Așa mare valoare a investit Dumnezeu în noi când ne-a creat pentru că s-a investit pe sine. Citiți să vedeți în geneza. Noi nu suntem într-o cămară de suflete a lui Dumnezeu. Nu. Noi nu suntem preexistenți. Doar Domnul Isus Hristos a fost preexistent. Cum apărem noi? În geneza spune că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și apoi a suflat suflare de viață în el, a pus din el. Când s-a întâlnit țărâna cu Duhul lui Dumnezeu, spune și astfel s-a făcut un suflet viu. Sufletul viu. Apare atunci când Dumnezeu suflă în țărână și când Dumnezeu suflă din sine, în orice, valoarea devine un infinit. Este incomensurabilă în termeni umani. De aceea, prețul răscumpărării noastre este infinit. V-ați întrebat vreodată al doilea lucru care vreau să-l spun. V-ați întrebat vreodată de ce oamenii vor sta o eternitate în iad? Am stat o dată de vorbă cu cineva și mi-a spus Auzi domnule, Dumnezeu ăsta al tău e un Dumnezeu sadic. Mi-am spus, dar de ce? Zice, gândește-te. O eternitate, pentru totdeauna, el va fi în rai, pe tronul lui, cu toți supușii lui, cu voi, supușii lui, să-l lăudați, să vă închinați, să executați comenzile. Și dincolo de o ușă încolo, e locul unde se vor chinui oamenii pentru eternitate. Și Dumnezeu vostru știe că dincolo de ușa aia oamenii se chinuie o eternitate. Și nu va face nimic, nu va ridica un deget pentru ei. Îi va lăsa acolo să sufere. În secunda aia, încă nu cercetasem și nu ajunsesem la concluzia asta, dar în secunda respectivă, Duhul Sfânt mi-a deschis mintea să-i răspund. Și am spus, om bun, Dumnezeu nu este sadic. Dumnezeu a plătit foarte mult pentru noi ca să putem fi mântuiți. Dincolo de ușa aia nu sunt oamenii de chinul și suferința cărora se va bucura și va fi satisfăcut Dumnezeu o eternitate. Acolo sunt oamenii care își plătesc datoriile. Spune, ce datorii? Datoria păcatului. Când Domnul Iisus Hristos a venit în lume, El a oferit să plătească în dreptul fiecăruia dintre noi plata păcatului, care este moartea, și a luat moartea asupra Lui, ca să ne dea învierea și viața. Prețul acesta a fost propria lui viață, care a însemnat un infinit, valoric vorbind. Dar fiecare dintre noi, Trebuie să acceptăm ca el să plătească în locul nostru pentru că ne-a făcut cu voință proprie. De exemplu, dacă eu mă duc la magazin cu cineva și îi spun, îți cumpăr eu lucrurile astea și el spune, nu-mi trebuie, mi le plătesc singur. Eu sunt om de treabă că vreau să-i le plătesc. El are dreptul să refuze. Eu nu pot să-l forțez să plătesc în locul lui. Îl spune, nu, îmi plătesc singur, am de unde. Și scoate omul din buzunar bani, plătește și și ia lucrurile. Și nu acceptă să-i plătesc eu. Același lucru se petrece cu eternitatea. Hristos a venit să plătească în locul nostru. Sunt însă oameni descurcăreți foc. Și acum, dacă suntem între români, românii sunt cei mai descurcăreți dintre toți oamenii. Sunt așa de descurcăreți că nu-i depășesc nici o națiune nu îi depășește pe români. Pe unde ne ducem, ne facem loc. La noi în America e o vorbă. La toți le e frică să facă afaceri cu evrei. La evrei le e frică să facă afaceri cu românii. Și la români le e frică să facă afaceri cu alți români. Noi suntem cei mai descurcăreți dintre toți oamenii. Numai evreii s-au descurcat așa în toată lumea și cu noi. Frați și surori, la ghișeul eternității nu se descurcă nimeni. Nimeni nu poate ocoli să spună, las că poate nu trebuie să plătesc acolo, trebuie să plătești, vă aduceți aminte de pilda datornicilor, luați-l, dați-l pe mâna chinuitorilor până va plăti, până la ultimul tot. Asta fac oamenii în iad. Dar avem o problemă. Haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu în psalmul 49, cu 8. Hai să citim de la versetul 6. Ei se încred în avuțiile lor, și se fălesc cu bogăția lor cea mare. Dar nu pot să se răscumpere unul pe altul. Și costă prea mult. Nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Și ce este iadul oamenii unde oamenii, locul unde oamenii își plătesc datorie că n-au acceptat să plătească Hristos în locul lor. Și știți cât costă datoria lor? O eternitate. Nu vor reuși să plătească niciodată, costă prea mult. Chinul lor etern nu acoperă nici un pic măcar din datoria infinită a răscumpărării sufletelor lor. Iată de ce dacă vrei să faci parte din împărăția lui Dumnezeu, că mulți vor vrea acolo, dincolo, dar Dumnezeu le va spune, toată viața n-ai vrut să știi de mine, n-ai vrut să mă bagi în seamă, nu te-ai interesat de mine, acum dintr-o dată vrei să vii cu mine? Eu îți respect dorința și alegerea. Eu îți respect decizia. Ai spus că la biserică te plictisești, păi în rai e biserică. Ai spus că rugăciunile și închinarea te obosesc, păi asta e în rai. Ai spus că tu nu vrei să ai de-a face cu un Dumnezeu care își cere să trăiești în sfințenie. Păi ai impresia că hoțiile, răutățile, scârboșenile tale pot să meargă împreună cu tine în rai? Păi dacă tu ajungi în rai, ăla nu mai e rai. În rai ajung oamenii neprihăniți. Că raiul e despre neprihănire, raiul e despre Dumnezeu, raiul e despre biserică, raiul e despre închinare, ai fugit de ele toată viața și acum le-ai luat în brațe. Dar Dumnezeu nu se lasă să fie bat jocorit. Bat tu pe cei din jurul tău, păcălești tu pe cei din jurul tău, dar nu pe Dumnezeu. Asta este doctrina răscumpărării. Așa se intră în împărăția lui Dumnezeu și așa se va intra în împărăția slavei sale. Când Hristos plătește prețul pentru tine. Și doar așa. Doctrina înfierii. Domnul i-a spus lui Nicodim, dacă cineva nu se naște din apă și din duh, cu niciun chip, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și vă spune, ca și Nicodim, cum să te naști din nou. Nașterea din nou e o lucrare tainică pe care Dumnezeu o face în interiorul omului, dar aș vrea să vă spun de ce este nevoie de nașterea din nou și cum se produce nașterea din nou și cum recunoaștem nașterea din nou în viața oamenilor. Vedeți, biserica este comparată cu un trup care are mădulare. Fiecare mădular face parte din trup și poartă în fiecare celulă din el structura genetică a întregului organism. De asta nu se întâmplă dezbinare în trup. De asta piciorul nu spune eu nu fac parte din trup. De asta trupul nu zice trebuie să mă scap de piciorul ăsta că nu e al meu. De ce? Pentru că mădularele se recunosc unul pe celălalt, pentru că au aceeași compoziție genetică, pentru că fac parte din trup, sunt ale trupului. Când vorbim de trupul Domnului Isus Hristos, el este format din mădulare. Acum, ca noi să devenim mădulare în trupul Domnului Isus Hristos, nu membri în biserică. Membru în biserică e dacă vii, te botezi și spui vreau să fiu și eu membru aici. Și oamenii te primesc, că doar ce o să fac, nu o să zică nu. Dar asta nu înseamnă că ești neapărat mădular în trupul lui Hristos. Ăsta e unul din motivele pentru care în trupul adevărat al lui Hristos nu este conflict între ochi și mână, între picior și mână, pe când în bisericile noastre mai sunt conflicte între unii și alții. Depinzând și de nașterea din nou, poate într-o măsură și de gradul nostru de maturitate spirituală. Dar, ce se întâmplă cu trupul ăsta de carne atunci când un corp străin încearcă să intre în el? Sistemul de protecție, sistemul imunitar, intră în alertă și declară: A intrat un corp străin aici. Îl atacă și îl neutralizează. Dacă nu, corpul începe să strige, bate alarma, te simți rău, amețești toate simptomele acestea. Declară că trupul este atacat și că n-are forță suficientă să răspundă. Și atunci te duci la doctor să taie tumoara aia, să taie chistul ăla, să te opereze, să scoată ce e rău din organism sau să dea medicamente, să te ajute să lupți împotriva corpului străin care a intrat în organism și care îți face rău. Când se face un transplant, îți dă o inimă nouă sau îți dă un rinic nou, Doctorul vrea să facă bine, chirurgul vrea să facă bine organismului tău, scoate organul bolnav și pune unul nou-nouț, sănătos. Problema este că sistemul de imunitate stă la de gardă, la ușă. Și spune, ce ești tu? Păi eu sunt rinichi. Ia să te citesc eu, să te scanez eu pe tine. Și spune, ăsta nu e al meu domne, ăsta e un monstru. Vrea să intre mine. Ce ce caute asta aici? Și nu te recunoaște că nu are compoziția ta genetică. N-are specificul tău genetic. Dacă cumva doctorul îl atașează acolo, știi ce face organismul? Îl omoară. Pentru că nu vrea să recunoască un corp străin. Și atunci, știți ce fac doctorii? Suprimă sistemul imunitar. Trebuie să iei medicamente toată viața și trebuie să păzești și de cea mai mică răceală. Pentru că organismul tău devine vulnerabil. De ce? Prin medicamentele și tratamentul care ți-l dă, anulează într-o mare măsură sistemul tău imunitar pentru ca să lase rinichiu de care ai nevoie cu minte liniștit acolo să-și facă datoria. Cum nu iei medicamentele, cum sistemul imunitar se duce și îl omoară. Acum, în trupul Domnului Isus Hristos există un sistem imunitar. Există un sistem de protecție. Și Dumnezeu nu suprimă sistemul lui de protecție, nu zice, lasă-l și pe ăsta că e taică sunt biserică și cu maică sa, lasă-l și pe el să facă parte din biserică. Nu, corp străin n are ce căuta în trupul lui Hristos. Există biserica locală și biserica universală. În biserica locală are loc, dar în biserica universală a sfinților, Acolo nu au loc decât oamenii compatibili. Făcuți una cu Hristos prin nașterea din nou. Prin relația noastră cu Hristos, noi suntem compatibili unul cu celălalt. El este factorul -ă, compatibilității noastre. Și atunci ce face? Pe uite ce face Dumnezeu. Diconinte în capitolul 12. Ați fost botezați de un singur Duh. Ca să alcătuiți un singur trup. Nașterea din nou se realizează din apă și din Duh, din Cuvânt și din Duhul lui Dumnezeu. Acum, pentru că probabil ne vom concentra doar aici la aspectul acesta legat de înfiere și vom încheia, aș vrea să explic. Rolul Duhului Sfânt în nașterea din nou și în mărturia nașterii din nou. Duhul Sfânt lucrează în trei feluri în lumea noastră. Mai întâi, prin inspirație. Atunci când Petru a predicat în ziua Cinzecimea, a spus: David, însuflat de Duhul Sfânt, a spus: Iată, dar. Metoda însuflării sau a inspirației. Cuvântul lui Dumnezeu a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Oamenii mânați de Duhul Sfânt au scris sau au rostit profeții. Metoda inspirației. Interesant că David introduce conceptul trinității. Domnul a zis Domnului meu. Deja Dumnezeu vorbește cu Dumnezeu. Și mai sunt locuri în scriptură unde se introduce conceptul Trinității, inclusiv în Geneza. Hai să facem om după chipul și asemănarea noastră, folosim pluralul. Dar oamenii n-au înțeles la vremea respectivă, până și cei care au scris n-au înțeles conceptul Trinității, că nu aveau conceptul de Tată, Fiu și Duhul Sfânt. Dar au scris fără să înțeleagă, inspirați sau însuflați. Și acum se mai manifestă Duhul acesta, de exemplu, când cineva predică de la Amvon, și dintr-o dată atacă o anumită problemă cu care s-ar putea confrunta cineva. Și majoritatea din biserică spun, ce vorbește domnul ăsta despre treaba asta, că eu n-am problema asta. Să uite, uităm sănătatea, nu cred că fratele are problema, nu cred că sora are problema asta. Dar cineva o are, de asta trebuie să fim foarte răbdători atunci când cineva abordează o problemă de genul ăsta, pentru că s-ar putea ca în momentul ăla domnul, el fără să știe, să fie însuflat, să fie inspirat de Duhul Sfânt, să atace o problemă importantă din viața cuiva care este prezent la închinare. Duhuri de sinucidere au fost înfrânte prin asemenea momente de inspirație, când Dumnezeu, dintr-o dată a luat gura predicatorului, a vorbit împotriva acestui duh și la sfârșit cineva a venit și a spus în seara asta mi-am pus gând rău. Și Dumnezeu i-a vorbit exact nevoii lui, ca să salveze un suflet. Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu se folosește de metoda inspirației. În al doilea rând, metoda iluminării. Iluminarea este metoda prin care Duhul Sfânt ne face să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii nu pot înțelege scripturile prin inteligența lor mulți dintre noastre ați venit la biserică de multe ori până să vă pocăiți și nu înțelegeați nimic sau ați avut prieteni care au venit la biserică și v-au spus nu pricep nimic Dumnezeu într-o zi numai l-ai văzut că se predă, se pocăiește și ce-ai ce pățit? Vă spune ce s-a întâmplat i-a prins Dumnezeu lumina în cap i-a făcut lumină în cap a înțeles dintr-o dată Duhul Sfânt pentru că a văzut dorință pentru că a văzut sinceritate i-a prins lumina în cap și a început să înțeleagă Evanghelia. S-a întors la Dumnezeu. De asta găsim oameni care nu sunt botezați cu Duhul Sfânt, erudiți în ale Scripturilor. Și noi de multe ori spunem, domne, totuși, cum să spui că omul ăsta are o experiență incompletă? Că uite când predică Scripturile și nu-i botezat cu Duhul Sfânt. Uite ce frumos le explică și le înțelege mai bine decât mulți dintre noi. Pentru că Duhul Sfânt lucrează prin metoda iluminării. Vă aduceți aminte de Apollo, care era tare în Scripturi și dovedea că Hristos este Mesia, că Isus este Hristosul. Dar când Acuila și Priscila l-au luat să-L învețe calea lui Dumnezeu mai cu deamăruntul, ce-i lipsea lui Apollo? Că scripturile le înțelegea. Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt. Zice că Apollo a plecat și acum îi învăța cu putere. S-a adăugat un nou component, absolut esențial răspândirii Evangheliei. Dragii mei, nu vreau să înjosesc alte denominații. Ei pot avea iluminarea Duhului Sfânt. Dar uitați-vă la poporul penticostal care se înmulțește într-o vreme în care toate denominațiile scad. Știți de ce? Nu pentru că suntem mai iluminați ca alții, nu pentru că suntem mai deștepți ca alții, că Pavel spunea între voi, nu sunt mulți de neam ales și nu sunt mulți înțelepți în sensul veacului acestuia, dar noi avem o învățătură însoțită de puterea Duhului Sfânt. De plinătatea Duhului Sfânt. Însă, a treia metodă prin care Dumnezeu a început să lucreze în ziua cinzecimii nu este doar inspirația, nu este doar iluminarea, ci este instaurarea Duhului Sfânt când Duhul Sfânt intră și, -și stabilește reședința în trupul credinciosului. Și acolo se petrec două lucruri extraordinare persoana Duhului Sfânt vine cu prezență și puterea Duhului Sfânt vine cu plinătatea. Nu poți să fii pe jumătate plin de Duhul Sfânt. Sunt doar două cantități ale Duhului Sfânt. Ești plin sau ești gol? De asta Biblia spune, fiți plin de Duh și nu de must. Știți că o picătură de must te golește de Duh. De ce? Pentru că o picătură de must intră și scoate o picătură din plinătatea Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt nu lucrează cu gradații, ca pe sticlele noastre. 20%, 30%, 30%. O picătură de altceva în viața ta te golește de Duh. Nu poți să fii plin decât de Duh și de nimic altceva. Ele se exclud reciproc. Asta este instaurarea Duhului Sfânt, care a început la 50 prin botezul cu Duhul Sfânt, care are ca semn inițial vorbirea în limbi. Și botezul cu Duhul Sfânt nu este un lux și nu este o opțiune, este un imperativ. Că dacă nu era un imperativ, Hristos nu le-ar fi spus să nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți primi o putere. Acum, trebuie să spunem lucrul ăsta. De ce e nevoie neapărat de Duhul Sfânt? Că vorbeam de faptul că stă sistemul imunitar la granița trupului și spune, tu nu faci parte din trup. Ascultați, sunt trei mărturii ale Duhului Sfânt. Prima mărturie a Duhului Sfânt este strângerea în trupul lui Hristos. Vă aduceți aminte de cei din casa lui Corneliu? Întrebare. I-ar fi primit ucenicii din Ierusalim membri în biserică? Da, au ridicat mâna și s-au predat. Au chemat să asculte cuvântul. Da, Corneliu era milostiv. Corneliu făcea bine poporului. Corneliu era rugativ. Corneliu era un om de caracter. Se purta frumos cu robii. Le vorbea respectos și robii mărturiseau bine despre el. Era temător de Dumnezeu, cu cucernic. Era în prejur. Era dintre neamuri. Și biserica din Ierusalim nu l-ar fi primit niciodată membru, nici pe el, nici pe lui. Că s-a întors fratele Petru, nu zic că Petru a fost primul papă, ce papă, l-au luat frații la rost de nu s-a văzut. Asta, asta, de aici este infailibil. Așa l-au luat pe Petru de urechi și a spus, ai intrat la cei neteați prejur să stai la masă cu ei, dorește Evanghelia. Și a spus, nu am avut încotro. Cum puteam să opresc apă celor care au primit Duhul Sfânt ca și noi la început, asta înseamnă vizibil și audibil ce vedeți și ce auziți. Mai mult în Consiliul Bisericii din Fapte 15 spune tot Petru, Dumnezeu a mărturisit despre ei. Ce a mărturisit despre ei? Nașterea din nou, ca să poată intra în trupul lui Hristos, biserica locală, pentru că deja intraseră în trupul lui Hristos, biserica universală, că fuseseră umpluți și botezați cu Duhul Sfânt. Prima mărturie a Duhului Sfânt este strângerea în trupul lui Hristos. Mărturia strângerii în trupul lui Hristos e mădular autentic. Are compoziția spirituală a trupului lui Hristos. Face parte din trup. 2. Duhul Sfânt, prin botezul cu Duhul Sfânt, prin instaurarea Duhului Sfânt, prin prezența persoanei și plinătatea puterii în trupul credinciosului, nu numai că vorbește despre strângerea în trupul lui Hristos, mărturia strângerii, ci mărturia stăpânirii Duhului Sfânt în trupul lui Hristos. Pentru că Biblia spune nu numai să trăim prin Duhul, ci să umblăm prin Duhul, să fim cârmuiți, să fim conduși, să fim comandați de Duhul Sfânt. Comanda trupului trebuie să aibă o mărturie verbală. Și în tribunal, și în lume, dacă te duci să depui o mărturie, ți se cere o depoziție verbală. Ei, citiți în Iacov, mare ecuație a lucrării Duhului Sfânt. Că nicio scriptură nu se tălmăcește singură. În Iacov și 1 și 3 spune că limba trebuie înfrânată. Pentru că limba este elementul de control asupra trupului și spune cine stăpânește limba, stăpânește tot trupul. Dumnezeu, pentru că prin apostol a stabilit această ecuație, stăpânești limba, stăpânești trupul, o aplică în viața credinciosului și la botezul cu Duhul Sfânt depune mărturie că e șef acolo, că e stăpân acolo. Cum? Ia în stăpânire limba și o folosește. Vorbirea în limbă este semnul inițial pentru că e mărturia stăpânirii Duhului Sfânt în trup. Când controlează limba, Duhul Sfânt spune: Din crește până în pe acest trup îmi aparține și eu îl controlez. Și în al treilea rând, este mărturia sigilării trupului în vederea învierii. Pentru că în Romane 8 spune dacă Duhul lui Hristos este în voi, Duhul celui ce a înviat pe Hristos dintre cei morți, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi, trupurile voastre, da, sunt muritoare. Dar Duhul celui care a înviat pe Hristos din morți, vă va învia și pe voi. Frați și surori, Vreau să mai spun un lucru despre asta și apoi voi încheia. Există un mare pericol cu privire la lucrarea Duhului Sfânt în bisericile pentecostale. Am fost intimidați de alte denominații și poate de frați și surori care nu sunt botezați cu Duhul Sfânt să nu mai tratăm botezul cu Duhul Sfânt ca un imperativ. Și uitați ce s-a întâmplat. Dacă vine cineva și îmi spune, frate, ca să fim mântuit e neapărat nevoie de asta, asta și asta, asta poți și fără. Eu știți ce bifez? Bifez fără. Nu veni la mine să-mi spui lucrurile opționale. Pe mine nu-mi interesează lucrurile pe deasupra sau opționale. Pe mine mă interesează lucrurile absolut esențiale. Eu vreau să fiu mântuit. Ori noi am descoperit o metodă prin care putem fi mântuiți fără botezul cu Duhul putem fi mântuiți fără fapte, că acum avem, suntem dușmanii faptelor că e vorba de legalism. Probabil că sâmbătă la tineri o să spunem câte ceva și despre lucrurile astea. Tot ce nu ne convine nouă din credință, băgăm la uh, capitolul legalism și legaliștii au căzut din har. E, vedem ce înseamnă legalism, ce înseamnă lege. Că vorbim despre ce nu știm, nu? Dacă spunem așa. Dar am învățat să îi lăsăm pe oameni să ajungă în rai și fără pocăință. Vin unii și nu le dăm timp să se pocăiască, că au fost mari vedete în lume și îi ducem pe toate scenele să cânte până nu mai pot. Preoți care se pocăiesc și încep să predice pe la noastre, ăștia încă nici n-au ieșit din Doamne Miluiește. Astea nu sunt lucruri normale. Omul trebuie să aibă timp să se pocăiască. Să aibă timp să învețe. Păi suntem mântuiți fără aia, fără aia, fără... Aia. Până la urmă vă spun eu că o să inventăm un mod de a fi mântuiți fără să fim mântuiți. Să ne ferească Dumnezeu. Când Scriptura spune foarte clar la întrebarea fraților ce să facem, pocăiți-vă. Fiecare dintre voi să fie botezat spre păcatelor. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. și făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt, pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr, îi va chema Dumnezeu. Dacă tu întorci spatele făgăduinței, eu nu spun că cineva a venit și mi-a spus tălharul de pe cruce n-a vorbit în limba. nici n-a fost botezat. Dar excepțiile sunt ale lui Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu să începem să vă predicăm excepții. Că de multe ori cu excepțiile ajungem să ne norocim suflete de oameni. La ora actuală e foarte la modă fii risipitor să vină și să devină mare roi le-am spus și aseară la frați, și tinerii noștri care stau în biserică cu minți, ăștia sunt plictisitori, ăștia n-au nicio mărturie. Bă, ia spune și tu, ce e cu viața ta? Păi m-am născut în familie de credincioși și am fost cu minte și am ascultat și m-am dus la școală, mi-am văzut de treabă și am venit la biserică și atât. Dar de aici că ne plictisești, vine unul din ăla care a făcut droguri, care a făcut parte din bande, din ăsta, domnule, și uite că acum cântă, predică, face, dege. Și mulți tineri zimbă, probabil că asta e calea promovării în împărăția lui Dumnezeu. Fraților, pentru fiecare fiu risipitor care se întoarce acasă un milion își frângă tu. Și nu se întorc niciodată. Să fim foarte atenți cu excepțiile. Pilda fiului risipitor are o regulă, are un rost ca să le spună fiilor risipitori că Dumnezeu îi primește și că dacă se pocăiesc sincer. Dumnezeu îi primește acasă, nu respinge pe nimeni, nu aruncă pe nimeni în iad, câtă vreme respir, te poți pocăi, dar pilda fiului risipitor nu este o schiță de viață la capătul căreia e onoare, e promovare, e un statut special în Împărăția Lui Dumnezeu. Nu! Fii foarte, foarte, foarte atenți. Pentru că mie așa îmi sună. Dacă cuvântul lui Dumnezeu a spus că e pentru toți și eu spun nu pentru mine, bine că m-ați omorât, că ce, dacă nu vorbești în limbi, n-ajunge în rabine, nu, nu, te duci în iad pentru că n-ai vorbit în limbi. Dar ce părere ai de neascultare? Pentru că ești neascultător, că neascultarea este egală cu vrăjitoria. Dacă un om e neascultător, poți să-i spui că e vrăjitor vrăjitorii vor ajunge în rai? Neascultătorii vor ajunge în rai? Și dacă Dumnezeu ți-a spus toți și trebuie, că dacă nu e... Spuneți-mi, l-ar fi trimis pe Hristos din cer dacă nu era nevoie de Hristos? L-ar fi trimis pe Duhul Sfânt din cer dacă nu era absolut nevoie de Duhul Sfânt? Frați și surori, lăsați filozofiile oamenilor, lăsați Teoriile oamenilor. Lăsați-i pe doctor și pe superdoctor în pace și voi luați cuvântul lui Dumnezeu, ascultați-l, mergeți la stăruință, cereți să fiți umpluți cu Duhul Sfânt și Dumnezeu va face lucrul acesta. Pentru că este un absolut al împărăției lui Dumnezeu. Nu uitați! Sunt trei care mărturisesc în cer. Tatăl, cuvântul și Duhul Sfânt. Și sunt trei care mărturisesc pe pământ. Apa, sângele și Duhul. Duhul mărturisește și în cer și pe pământ. Și pe pământ mărturisește în favoarea ta. Mărturisește că ești născut din nou. Mărturisește că ești că e stăpân în viața ta. Și mărturisește că în compoziția ta genetică, acolo unde păcatul a scris moarte, Duhul Sfânt a scris înviere. Domnul, să ne ajute să fim plini de Duh. Amin.